Un moldovean de 24 de ani a trecut astăzi prutul în not, anunță Inspectoratul Principal de Poliție Iași. Tânărul a fost observat de polițiștii de frontieră ieșeni în zona podului feroviar Ungheni. Bărbatul era îmbrăcat sumar și putea intra în șoc hipotermic. Pentru a evita o astfel de situație, polițiștii de frontieră i-au acordat primul ajutor. La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD care l-a preluat pe tânăr pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Deocamdată nu se cunosc alte detalii despre acest incident.